Când se analizează, când se observă fătul sau embrionul, deci depinde, și se observă unele probleme incompatibile cu viața. Medicul recomandă mamei să facă avort sau îi se spune care este problema și mama decide ea până la urmă. Cum se întâmplă acest lucru? Ceea ce ține de întreruperea sarcinii, în Republica Moldova, conform legislației pe care o avem, până la 12 săptămâni de sarcină, femeia, cuplu, ar putea să decide de sine stătător, indiferent cum evaluează această sarcină, cum a survenit această sarcină, finalizarea ei. Prin, evident, metode fie medicamentoase, fie instrumentale, evident, cu siguranță, în cadrul unui stabiliment medical. După 12 săptămâni de sarcină și până la finalul sarcinii, și noi zicem că la termen sarcină este 41 de săptămâni și calculăm câteva zile, ar putea să survină indicații pentru finalizarea sarcinii. Și corect ar fi de zis indicații pentru finalizarea sarcinii sau pentru întreruperea sarcinii, pentru că nu o percepem ca noțiune de recomandare. Ca și specialiști, nu avem dreptul, voie, deci noi lucrăm conform anumitor protocoale și nu avem voie să recomandăm decât în situația în care există indicații anumite. Și da, indicații ar fi. Și ele de obicei sunt de ordin medical sau de ordin social. Și la ce ai făcut referire, este vorba de patologia fetală, așa am înțeles, când ar putea să constituie o indicație medicală pentru întreruperea sarcinii la un anumit termen de sarcină, atunci când femeia deja nu poate să ia o decizie. Procedeul există, el este legiferat, dar nu este atât de simplu pe cât pare și nu ar trebui să fie simplu. Este potențat din punct de vedere medical, din punct de vedere legislativ, se efectuează anumite consilii pentru a lua decizia. Există sau nu există indicații? Tot repet cuvântul ăsta pentru că ăsta este termenul corect. Și important să repetăm, da. Exact, pentru a fi auzit și pentru a fi cunoscut acest termen de finalizare a sarcinii.